S-a crezut toreador, însă a ajuns la spital în stare gravă. Un bărbat în vârstă de 34 de ani din județul Neamț a încercat să ademenească un taur imitând mișcările unui toreador. Însă taurul s-a înfuriat și l-a luat în coarne, provocându-i răni grave. Martorii la incident au sunat la 112, iar la fața locului au venit polițiștii și o ambulanță. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că incidentul s-a petrecut la o stână din localitatea Boghicea. În cauză, polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Bărbatul a fost dus la spitalul din Târgu Neamț, dar pentru că starea sa era foarte gravă, medicii au decis să-l transfere la Iași, la spitalul Sfântul Spiridon. Leziuni multiple de tip traumatism închis și deschis la nivelul toracelui și abdomenului, produse prin agresiune de animal, respectiv taur. Pacientul era conștient, dar prezenta insuficiență respiratorie acută generată de fracturile costale multiple, atât pe partea dreaptă cât și stângă, plagă deschisă care a generat hemotorac și pneumotorac și contuzie hepatică. Tânărul a fost internat și a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate. Medicii sunt optimiști în privința șanselor sale de a-și reveni după această aventură neinspirată.